Noile documente vor fi introduse de la 1 ianuarie 2011. Fiecare persoană va fi amprentată și astfel cărțile de identitate vor fi cu mult diferite față de cele actuale. Printre severineni, părerile sunt împărțite. Nu văd diferența dintre un buletin normal și unul biometric. Primul rând că e o cheltuială de bani în plus. Dacă mă expira cel care l-am, o să mi-l fac, cum mi-o da autoritățile. Oamenii au început totuși să vadă cu alți ochi documentele biometrice. La început, dezbaterile pro și contra au fost asiduie. La un moment dat au fost invocate și chestiuni teologice. Amprentarea numărului 666, identificat din punct de vedere religios cu răul, a provocat discuții aprinse. De ce să nu fiu de acord? Ce inconvenient are că e cu amprentare, că sunt biometrice? Orașul e tot una. Corect. Trebuiau întreruse de foarte multă vreme. Multe, multe nenorociri s-ar fi împiedicat dacă s-ar fi introdus acest. Și acum, cu intrarea în spațiul Schengen, încă mai punem biserica să zică că nu știu cine împotriva lor. Aștia suntem, doamne, țară înapoiată. Față de actualele cărți de identitate, cele introduse de la 1 ianuarie 2011 vor conține și cipuri biometrice. Deocamdată nu s-a adus vreo modificare legii privitor la acest aspect. În momentul de față, pentru obținerea unei cărți de identitate, orice cetățean se prezintă la sediul nostru în orice zi lucrătoare între orele 8:30-13 și prezintă documentele cu care se face dovada stării civile. Și românii din străinătate vor avea astfel de cărți de identitate biometrice. Până la mijlocul lui 2012, ei le vor putea ridica de la misiunile diplomatice ale României.